Bună seara și bine v-am găsit la Lecții de Stil cu Irina Țârdea, iar alături de mine în această seară o avem pe câștigătoarea Miss România în Italia 2019, Miss Violeta. Bună seara, Violeta! Bună seara, Irina! Bine v-am găsit, dragilor! Sunt Violeta Șerbănoiu, sunt din româncă, vin din Focșani și momentan locuiesc în Italia de 6 ani. Am 41 de ani. Lucrez în domeniul turismului, dezvolt un frumos proiect internațional și îmi place ce fac, dar sunt pasionată totodată și de partea modei. Am participat aseară la un frumos eveniment. Să mulțumesc din suflet, Irina, pentru invitație. Noi îți mulțumim, Violeta, pentru că ne reprezinți România cu onoare peste hotare. Vedeți bine, dragi telespectatori, că nu contează vârsta, nu contează unde au emigrat românii, ei întotdeauna își păstrează valorile, tradițiile, dar și talentul. Noi am descoperit talentul românilor peste hotare și dorim cu această ocazie să transmitem acest mesaj că se poate. Violeta, ne poți spune care a fost visul tău din casetă? Visul meu din casetă a fost să ajung să trăiesc o viață liberă, o viață fericită, o viață împlinită și am luptat și lupt în continuare pentru visurile mele. Noi îți urăm mult succes în continuare și ne vom întâlni cu siguranță în 2020 pentru Miss România în Italia 2020, pentru că trebuie să mânezi acest trofeu următoarei românce câștigătoare, pe care noi vom încerca să o descoperim pentru anul următor. Până atunci, rămâneți cu noi până la următoarea ediție cu stil. Mulțumesc din suflet! La revedere!